Patru cazuri de gripă au fost confirmate în ultima săptămână în județul Sibiu. Printre bolnavi se află o fetiță de 6 ani și o femeie de 31 de ani. Ambele au fost diagnosticate cu gripă sezonieră și au primit tratament la domiciliu. În schimb, un adolescent din Frața s-a îmbolnăvit mai tare, așa că a fost internat în spital. Medicii au confirmat și un caz de gripă AH1N1 la o femeie de 35 de ani. La Sibiu s-au înregistrat până acum 26 de cazuri de gripă. Dozele de vaccin antigripal oferite în mod gratuit de Ministerul Sănătății au fost administrate în proporție de 90%.